Salutare, dragilor! Numele meu este Georgi și astăzi vă voi prezenta o resursă pentru clasa 8-a. Sper că sunteți pregătiți să descoperim cum putem rămâne în siguranța alegerilor sănătoase. Ce înseamnă pentru voi să fiți în siguranță? Pentru mine înseamnă să fiu la adăpost, să mă simt confortabil și protejată de pericole, să fiu într-un mediu lipsit de primejdii. Sentimentul de securitate este o nevoie de bază a oamenilor. Să fii în siguranță este foarte important și de dorit. De cele mai multe ori, a fi în siguranță depinde de alegerile pe care le facem. A face alegeri sănătoase înseamnă a lua decizii, hotărâri care nu ne expun unor pericole sau riscuri care să ne afecteze în mod negativ viața de zi cu zi. O astfel de situație de risc este pandemia de COVID-19, în care alegerile pe care le facem în ceea ce privește respectarea recomandărilor specialiștilor ne pot influența starea de sănătate. Această situație a provocat o criză majoră la nivelul întregii lumi, provocând o serie de schimbări importante în viețile noastre. Gândiți-vă și împărtășiți cu colegii voștri răspunsurile la următoarele întrebări. Care sunt schimbările pe care le-a dus pandemia în viața voastră? Cum ați reacționat în fața acestor schimbări? Cum ați reușit să vă adaptați la schimbările impuse de pandemie? V-ați gândit care sunt alegerile care vă pot feri de îmbolnăvirea cu virusul SARS-CoV-2? Pentru a afla răspuns la această întrebare, vă propun următorul joc în care trebuie să alegeți în ce categorie de comportament, sănătos sau nesănătos, considerați că se încadrează exemplele următoare. Să port masca de protecție. Să împrumut colegilor obiecte personale. Să respect distanțarea fizică față de persoanele din jurul meu. Să mă spăl pe mâini cu apă și săpun cel puțin 20-30 de secunde. Să beau apă din aceeași sticlă cu alții. Să îmi păstrez locul în aceeași bancă. Să îmi îmbrățișez prietenii și colegii. Să îmi acopăr gura și nasul cu șervețelul sau cu pliul cotului când strănut sau tușesc. Să particip la concerte sau evenimente cu mulți oameni. Să-mi dezinfectez des mâinile, obiectele personale și banca în care stau. Să-mi împart mâncarea cu colegul sau colega de bancă. Să mă vaccinez. Realizați un panou pe care să notați răspunsurile care corespund alegerilor sănătoase și nesănătoase din exercițiul anterior și desenați simbolurile corespunzătoare fiecărei recomandări. Rețineți recomandările și aplicați-le zilnic, astfel încât să fiți în siguranță și să rămâneți sănătoși.
Pentru a ne simți în siguranță în această perioadă în care riscul de infectare cu virusul SARS-CoV-2 este ridicat, este necesar să facem alegeri sănătoase care să ne protejeze pe noi și pe toți cei dragi. Desigur, suntem toți nerăbdători să depășim pandemia și astfel să ne putem din nou bucura de îmbrățișări, de momente frumoase petrecute în compania prietenilor, de a mânca împreună și de ajutorul acordat la nevoie colegilor.